Iulia Mesea, v-ați apropiat foarte mult de pictura lui Vadim Crețu și iată, ați și scris un text consistent în catalogul care însoțește expoziția de la Muzeul de Artă din Brașov, expoziția pictorului Vadim Crețu. Cum îl considerați în arta contemporană pe acest creator? Da, am avut prilejul să lucrez cu Vadim Crețu și anul trecut. Nu a fost o primă vedere de data aceasta, când a avut o expoziție la Sibiu, în primăvara anului trecut. M-am apropiat cu multă plăcere de creația sa și i-am susținut această nouă expoziție personală de la Brașov. Și pentru că mi se pare că Vadim Crețu face o notă discordantă în cadrul peisajului artei contemporane românești, în sensul că nu este un reprezentant al direcțiilor care valorifică sau predau haosul lumii de astăzi, notele ei discordante, mesaje negative, realitățile conflictuale. Din potrivă, Vadim Crețu știe să descopere cu o sensibilitate aparte frumusețea lumii. Haosului el îi opune conceptul de frumusețe de tip clasic și are un anumit fel de a ști cum să ne arate că frumusețea, bucuria sunt în noi, în preajma noastră și depinde doar de noi să știm să le descoperim. Ca și loc în care să le descoperim, artistul ne propune natura și prin arta sa ne redă misterul naturii, armonia ei, pacea pe care natura ni le oferă. Seria sa de grădini este foarte interesantă și cred că mai ales la aceasta faceți referire, așadar o natură cumva organizată totuși de om. E cumva aparent lucrul acesta, pentru că misterul este un element cheie al operei sale, așa cum este de fapt element cheie al oricărei opere de artă. Este esența creativității. Și Vadim Crețu pune mister în lucrările sale pentru că găsește o suprapunere între grădină și spațiul paradisului. Apropierea aceasta vine și din limba greacă, în care grădină se spune paradeisos, paradis, și în felul acesta artistul ne oferă în grădină dimensiunea aceasta, spațiul care readuce omul în comuniune cu cosmosul. Este o translare pe care îl operează, de fapt, de la grădina pământeană la grădina raiului. Nu sunt organizate, nu sunt niște grădini aranjate de mâna omului. Sunt niște grădini în care natura își spune cuvântul și este felul în care el o identifică. Cum credeți că se raportează privitorul la aceste fragmente de natură, așa cum ni le oferă Vadim Crețu? Tocmai pentru că spuneați mai înainte că Vadim Crețu, iată, se pune contra curentelor care apar în arta românească contemporană, dar nu numai. Vadim Crețu este altceva acum. Așa este. E un artist aparte și eu cred că spectatorul nu poate să nu se apropie de sensibilitatea specială cu care arta sa ne întâmpină. Chiar dacă la o primă vedere poate să fie o operă de tip clasic, ce poate fi mai actual decât oferta aceasta de spațiu în care să te regăsești și în care să-ți redobândești armonia atât de necesară în ziua de astăzi? Tehnica artistului, compoziția, arta asta de fapt se bazează și pe o adevărată maestrie din punct de vedere tehnic. Și prin compozițiile sale, care sunt de cele mai multe ori deschise, artistul ne duce într-un spațiu infinit, nesfârșit, de maximă extindere. Știe să te plimbe de la un detaliu prin compoziții care au uneori un efect centrifug, te conduce apoi prin întreaga compoziție, te îndepărtezi spre marginile ei, spre lateralele ei, ieși din lucrare și te reîntorci pentru a descoperi noi detalii cuceritoare. Cu cine l-ați asociat, dacă ar fi să aveți un astfel de gând, cu cine l-ați asociat din arta universală, să spunem? Eu aș pleca, mai ales având în vedere tema aceasta a grădinii, peisajul, mai precis tema grădinii, l-aș apropia de mari pictori modernici, de Cézanne, de Pissarro și neapărat de Monet cu Paradisul său floral de la Giverny, dar și de românii de Mützner, Vermont și alții care sunt atât de aproape de frumusețea aceasta a naturii, a grădinii. Deci îl putem asocia și Vadim Crețu s-ar situa pe o astfel de linie a unui plenerism la care înclin să cred că Vadim Crețu a renunțat totuși. Da, pentru că deși aparent plenerist, are o mare forță de abstracție artistul și lucrările sale sunt de fapt niște mesaje, nu niște spații descriptive.